câteva zeci de dascăli din Valea Jiului au trecut azi prin emoțiile susținerii examenului de titularizare. Centre de examene au fost organizate la toate liceele din zonă, numărul participanților fiind cuprins între unul singur, la Colegiul Național Mihai Eminescu și 10 la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, ambele din Petroșani. A început la ora 10 cu deschiderea plicului cu subiecte primite de profesorii asistenți, distribuirea lor către candidați și până în momentul de față nu am avut de semnalat probleme deosebite Comisiei Județene de Concurs. Lucrările scrise de către profesorii din Valea Jiului urmează a fi corectate și notate într-un centru din alt județ al țării. Lucrările astăzi le vom duce la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și de acolo vor fi duse mai departe de către dânsii în centrele de evaluare fixate de minister. Rezultatele concursului vor fi afișate în fiecare centru în care s-a desfășurat concursul în data de 7 august. Eventualele contestații vor fi depuse în perioada 7-8 august la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, iar rezultatele finale vor fi anunțate în data de 10 august.